Fotbalul cumva, odată că m-a ajutat în viață, în carieră, dar și m-a dezvoltat ca, ca un drăgosit de acest sport, am descoperit ce înseamnă Craiova și clar sunt un fan al Universității Craiova. Indiferent unde am jucat, pentru mine Craiova rămâne în sufletul meu. Pentru mine, Ilie Balaci a fost mai mult decât un antrenor. A fost omul care mi-a influențat și cariera, dar și viața de familie. A fost și în cazul la Steaua când am renunțat la bani și m-am dus la Autopen să joc. O echipă mică considerată, dar am vrut să joc. Când mă gândeam, stăteam așa de multe ori în antrenamente la, în Dubai și mă de gândeam, zic, aici, ce caut, aici? Adică mi se pare. a fost cu provocări. Nu mă gândeam că la 32 de ani mă voi duce în Italia. Cred Că în acest moment fotbalul din România nu este pregătită pentru campion. Toată lumea mă întreabă ce e semnul ăsta, ce înseamnă. Sunt trei lucruri care pe mine m-au ghidat trei principii care mă ghidează și acum partea de educație, de disciplină și, bineînțeles, sportul pe care îl promovez.